În ziua de 22 mai, lucrătorii din cadrul SPF Rădăuț au declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate, în urma căreia au descoperit mai multe baxuri ce conțineau 8.000 pachete de țigări. Polițiștii de frontieră au observat în apropierea frontierei de stat, pe raza localității Vicovul de Sus, un grup de persoane care transporta mai multe colete spre interiorul țării. Aceștia au procedat la interceptarea și somarea prin vocea persoanelor, însă aceștia au abandonat coletele și, profitând de întuneric și terenul accidentat, au încercat să fugă. La fața locului au fost descoperite mai multe baxuri ce conțineau 8.000 pachete de țigări de diferite mărci de proveniență ucraineană, întreaga cantitate de țigări fiind estimată la 80.000 de lei. În cauză se efectuează cercetări în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și a documentării întregii activități infracționale.